Când spui off-road, te gândești la tracțiune, diferențial, troliu, amortizor, 4x4, pădure, bușteni, suspensii, hărți, prieteni, ploaie, noroi, noapte, ambiție și foarte multă, foarte multă adrenalină. Off-road-ul reprezintă pentru cei mai mulți, indiferent că este vorba despre profesioniști, amatori sau public, o evadare din cotidian. Ansamblul O mașină este conceput de așa manieră încât să treacă peste obstacole pe care doar practicanții acestui sport o pot face. Pilotul și copilotul într-o etapă de off-road trebuie să parcurgă la prima vedere un traseu extrem, unde de cele mai multe ori troliul este cel mai bun prieten. Este o continuă luptă în ceea ce privește depășirea de sine în condiții limită. Mult mai scurt ca și distanțe comparativ cu rally raidul, off-road-ul poate fi catalogat cel mai dificil sport cu motor. Despre oamenii care își depășesc limitele în acest sport auzim cel mai des în perioada înzepezirilor sau a inundațiilor, ori a momentelor când duc alimente în zone extrem de greu accesibile. Motivul: își pun la bătaie priceperea și vehiculele pregătite pentru condiții extreme în scopul ajutorării semenilor. Iată că și la Târgu Neamț un grup de tineri au început să cartografieze zona, să îi cunoască desișurile, dar și frumusețile. Plimbarea prin pădure, la bordul unui autoturism, ale cărui roți mușcă pământul la propriu, poate fi o experiență extraordinară pentru mulți. Skrillex, them for no. Ooh-wee. Awo. Temerarii târg nemțeni sunt pregătiți pentru orice situație, iar drumul plin de noroaie nu reprezintă o problemă. Prietenii sunt aproape să te scoată din mocirlă. Și cum în drum pot să apară obstacole, repede sunt găsite și soluții.
O astfel de plimbare este visată de mulți. Însă la Târgu Neamț, membrii proaspătului club înființat de aproape un an pun suflet și pasiune. Iar aventura lor are și un rezultat important, cartografierea zonei. Da, am ieșit să prospectăm un pic, vedeți, s-a mai schimbat, mai prăvălit ceva. Grozav de ud, totuși. Și acum ieșim în Agapia Veche sau vrei să ieșim... Ieșim tot aici. Dar ieșim de unde am fost, da? Da. Ok. Și câteva date tehnice, că plimbarea a fost cam lungă. În termeni tehnici, off-road-ul înseamnă mai multe tipuri de traseu. Unul ar fi trialul. Traseu tehnic tip circuit format din obstacole naturale, urcări, coborâri, ravene, bălți și obstacole artificiale, bușteni, cauciucuri, rampe, ce se desfășoară cu și fără cronometru, construit special pentru învățarea și perfecționarea abordării corecte a obstacolelor cu un autovehicul de teren. Traseu off-road presupune parcurgerea unor zone în afara drumurilor publice, în condiții de teren accidentat, accesibil doar autovehiculelor cu transmisie 4x4. Traseele off-road au lungimi cuprinse între 30 și 50 de kilometri. Nici roadbook-ul nu trebuie neglijat. Caietul de navigație este alcătuit din semne specifice ce indică schimbări de direcție, distanțe parcurse și observații ale traseului de off-road. Și ca să vedeți că nu este atât de simplu, vă mai spun că off-road-ul se împarte pe mai multe categorii. Prima ar fi baia de nisip, care implică conducerea peste dune de nisip. Este frecvent asociat cu turismul în Orientul Mijlociu. La noi nu este cazul, însă o plimbare printre dune nu ar strica. Urmărire dublă este una dintre cele mai abordabile categorii, potrivită pentru orice vehicul 4x4, chiar neechipat. Se practică de obicei pe drumuri forestiere sau căi de acces. Pentru majoritatea practicanților, accentul se pune cu precădere pe traversarea unor zone rare ori parcurse de autovehicule, mai degrabă decât pe explorarea performanțelor mașinii. Deci, aici se încadrează băieții de la Târgu Neamț, aviz amatorilor. Și baia de noroi, care implică traversarea unor suprafețe mari de noroi sau lut umed, fără a rămâne blocat. Sunt necesare anvelope speciale. De asemenea, sunt obligatorii puncte de recuperare puternice pentru a permite remorcarea vehiculelor rămase blocate. Oare zona Neamțului poate oferi așa ceva? Cred că da. Prima dată a fost dragostea pentru natură a celor care ne-am întâlnit și am construit clubul. După asta a fost dorința de a încerca să ajutăm cei pe care îi considerăm noi mai slabi decât noi. Iar un pretext a fost prăbușirea avionului în Apuseni, acum vreo luni și ceva. Cei foarte tehnici, categoria rock crawling. Vehiculele sunt modificate din punct de vedere al componentelor suspensiei și diferențialului, fiind echipate de asemenea și cu cauciucuri mai mari. Este comun pentru această categorie de a avea un local, adică un asistent ce merge pe jos, alături sau în fața autovehiculului, pentru a-i furniza șoferului informații privind obstacolele din zonă pe care acesta nu le poate vedea. V-am făcut poftă sau măcar curioși? Tracțiune, diferențial, troliu, amortizor, 4x4, pădure, bușteni, suspensii, hărți, prietenie, ploaie, noroi, noapte, ambiție și multă, foarte multă, adrenalină. Pe scurt, off-road.